Curtea Europeană de Justiție a respins ca inadmisibilă o sesizare a unei instanțe din România care solicită nerespectarea unei decizii a CCR privind prescrierea faptelor. Curtea Europeană a precizat că, nefiind vorba despre fapte de corupție, deciziile CCR trebuie respectate. Astfel, un dosar privind conducerea fără permis pe drumurile publice s-a prescris conform deciziei CCR. Practic, toate dosarele care nu vizează fapte de corupție și nu au fost verificate privind prescrierea faptelor s-ar putea închide. Totuși, noua decizie a Curții Europene de Justiție ar putea opri prescrierea faptelor de corupție. Iar Liliana Anastase este alături de noi în studio. Bună dimineața! Mulțumim pentru prezență! Bună dimineața! Iată epopeea prescrierii deschisă anul trecut continuă și în ziua de astăzi printr-o serie de solicitări făcute către Curtea Europeană de Justiție, cea mai recentă într-un dosar de conducere fără permis pe drumurile publice. Este vorba despre o interpelare făcută de judecătoria Câmpina, în care judecătoria întreabă dacă s-au prescris faptele conform deciziei Curții Constituționale dată anul trecut și mult discutată și care, iată, își face efectele în ziua de astăzi și probabil multe luni de acum înainte, până când toate dosarele vor fi închise sau cel puțin vor avea o decizie în acest sens. Această, să spunem, decizie, bine, este într-un dosar individual, dar recomandările Curții Europene de Justiție practic se pot aplica pe termen mediu și lung în toate dosarele penale care implică astfel de întrebări. Poate deschide calea unui, să spunem, tăvălug din nou care, prin care să se închidă dosarele penale. De altfel, când s-a dat acea decizie, erau vizate peste 4.000 de dosare până în 5.000 de dosare de toate naturile, inclusiv cu violențe, dar și pentru fapte de corupție. Iar Curtea Europeană de Justiție mai are de soluționat o solicitare făcută de către DNA într-un dosar penal de această dată la o instanță din capitală, prin care să stabilească dacă faptele de corupție se prescriu și ele conform deciziei Curții Constituționale, chiar dacă, să spunem, Curtea Europeană de Justiție ar da într-un fel dreptate DNA, pentru că vorbim despre fapte de corupție, deja o serie de dosare s-au închis. Urmează, bineînțeles, termene și luna asta și luna viitoare în dosare foarte importante din România, multe dintre ele cu condamnări definitive. Și chiar dacă mai am salvat ceva, vedeți, niciodată nu este prea târziu. Cert este că decizia Curții Europene de Justiție, cel puțin în dosarul de la judecătoria Câmpina, deschide o nouă portiță, să spunem, pentru salvarea măcar a dosarelor de corupție și de mare corupție, cu care în ultima perioadă nu ne mai prea putem lăuda din cauza evident a legislației care încă nu este foarte bine pusă la punct și pe care trebuie să o punem la punct până în luna martie pentru a face o solicitare de plată prin PNRR și pentru a salva ceea ce iată acea decizie a Curții Constituționale, care sigur a fost o decizie care nu a fost luată în calcul în 2018 și din 2022 a început să facă ravagii. Sunt și dosare cu nume celebre? Dosarele, majoritatea de corupție sunt cu nume celebre sau nu neapărat am putea să ne aplicăm asupra numelor, cât asupra infracțiunilor care sunt deosebit de grave și mai ales asupra prejudiciilor care sunt unele destul de mari și pe care statul român, din păcate, nu a reușit și încă are lacune în recuperarea lor. Nume celebre au fost deja, mulți dintre ei au fost eliberați sau s-au închis, s-a început cu Bogdan Olteanu, condamnat la 5 ani de închisoare, eliberat datorită pentru el, din cauza pentru justiția din România, a acestei decizii a Curții Constituționale și poate și din alte cauze, pentru că și procurorii și judecătorii aveau obligația de a verifica această procedură în cadrul procesului penal.